Probleme mari și în capitală. O oră de ploaie torențială a provocat alte inundații după cele de aseară. Autoritățile au emis un mesaj ro-alert de vremea în București după ce ANM a atenționat că vin ploi torențiale cu tunete și fulgere și vânt puternic. Vremea a fost amenințătoare și în Bragadiru, unde canalizarea a fost din nou depășită de debitul mare. Așa arăta orașul Bragadiru după nici 40 de minute de ploaie zdravână. Străzile erau asemeni unor canale navigabile. Localnicii trăiesc aceeași dramă la fiecare rupere de nori. S-au săturat, dar nu au de ales. Pentru București, autoritățile au emis un mesaj ro-alert de vreme rea sâmbătă pentru intervalul 16-17, când a plouat intens. Vizibilitatea a fost foarte redusă pe șosele din cauza pânzei de apă care a căzut din cer. Bucureștenii au fost fătuiți prin ro -alert să evite deplasările și să-și ia măsuri de adăpostire și autoprotecție pe timpul ploii torențiale.